Târgul de berbeci, organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine, ProOvis Maramureș, a ajuns la cea de-a șasea ediție. Evenimentul, desfășurat la Baia Mare, s-a bucurat, ca în fiecare an, de o prezență numeroasă din partea crescătorilor de animale și nu au lipsit nici reprezentanții administrațiilor locale și centrale. Oierii și-au etalat cele mai frumoase exemplare de animale și au avut ocazia de a discuta despre creșterea și valorificarea acestora. Domnul Pop, dumneavoastră ca și Dani aveți animale, proveniți din familie de crescători. Cum a pornit proiectul ăsta la drum în urmă cu 6 ediții? Toată această activitate și tot acest proiect a pornit la o discuție cu fratele meu, în timp ce ne gândeam că la noi în zonă nu avem o sărbătoare a ciobanilor. O sărbătoare a noastră în care să putem întâlni toți, să socializăm la oaltă, să petrecem la oaltă, să discutăm fiecare despre animalele care le avem bătătură fiecare. Și am zis că uite, hai să facem o treabă frumoasă înainte de a da drumul la berbeci între oi, undeva să o facem într-o zi de sărbătoare, iar de acum încolo o să dăm drum pe urmă la berbeci între animale și chiar este un moment foarte frumos ca să putem să expunem ceea ce avem și mai departe să putem să încurajăm și pe alții să vadă exemplarele frumoase care le avem și să putem face în fiecare an, de la an la an, mai multă ameliorare și mai bună treabă. Noi ne desfășurăm activitatea pe 9 județe. De asta aici în expoziție am avut 5 județe cu reprezentativitate. Cei mai buni mascul reproducători îi putem vedea aici în expoziție. Încet, încet vrem să prindem caracter național. Pentru că ne dorim, la fel cum au fost marile târguri de referință în țară, gen Poiana Sibiului, Hațeg la Hunedoara, târgul de la Puiu, vrem să și Baia Mare să rămână o referință. Iată-ne la cea de-a șasea ediție aici la Baia Mare, împreună cu familia Pop, cred că cei mai destoinici crescători de ovine sau cei mai cunoscuți din zona asta Maramureșului. Da, bună ziua Ovidiu, mă bucur să ne reîntâlnim la Maramureș, la această frumoasă manifestare, Târgul de Berbeci din la Săin, Baia Mare. Da, am venit la invitația familiei Pop, a domnului președinte Daniel Pop, o asociație, după cum vedeți și dumneavoastră, foarte, foarte bine organizată și mă bucur că în cadrul acestei expoziții, să spunem, sau târg de berbeci, vedem asemenea exemplare din toate varietățile, începând băla care e, să zicem așa, rasa consacrată a Maramureșului. Nu era o surpriză pentru mine să văd asemenea exemplare, dar mă bucură foarte mult celelalte varietăți. Am văzut animale foarte valoroase din varietatea brează, bucălaie, oachișe, deci toată stima și asta denotă pasiunea crescătorilor de ovine din județul Maramureș. Vreau să vă spun că am rămas plăcut surprins de un asemenea eveniment care la ediția 6-a are o asemenea învergură. Ce să vă spun, totul e frumos, văd fermierii comunică între ei, sunt bucuroși, socializează, schimbă păreri. Până la urmă, cred eu că evenimentul acesta, indiferent de situație, n-are cum să nu fie o reușită. Și eu încurajez să continue, fiindcă doar așa noi putem să ne promovăm la nivel internațional, vorbim, că așa ne cunoaștem între noi, dar vrem să arătăm și Europei ce avem în țara noastră. Animalele arată bine ținând cont de anul în care, într-adevăr, iarbă a fost, dar căldura prea mare și pentru animale e greu de suportat. Animalele sunt foarte multe, frumoase, la fel și crescători sunt destui. De mulți, pentru perioada în care noi suntem ocupați cu terminăm campania de furaje, mai este încă puțin de lucru, dar astăzi îi felicit și le mulțumesc la toți care astăzi sunt prezenți aici. Felicitări pentru ce ați reușit dumneavoastră ca și familie să organizați aici la Baia Mare. Iată că am ajuns la 6-a ediție cu niște eforturi mari din toate punctele de vedere, în afară de cele financiare, vorbind de foarte, foarte multă muncă. Da, domnul meu, și e o bucurie din cauza că aici în nord, la noi, nu s-a apucat nimeni de aceste treburi în afară de familia noastră. Și cei doi copii frați țin la oaltă, se ajută unul pe altul reciproc și organizat acest târg
și au reușit, să vede că au reușit și oamenii cât sunt asociații și în afară, oamenii vin din toată țara și le place acest eveniment. Apreciez în primul rând că copiii au fost bine educați de acasă și au fost foarte ascultători, atât cel mare cât și cel mic, și între ei e o pace și o unitate și la ambele plăcutoile. Și până în momentul de față suntem foarte mulțumiți și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a înzestrat cu acești copii. Mai mult ca toate ne bucurăm căci copiii noștri moștenesc tradiția. Asta e ereditar la noi de la strămoși, din neam de oieri, și eu și soția, de la țară, crescuți din partea munților Gutâi, dar am moștenit de când am deschis ochii în lume, oi pe lângă casă am avut și ne-a plăcut în continuare să le avem. Și copiii noștri, la fel, o moștenit de la noi și ne drag de treaba asta.